Loredana avea 29 de ani și arsuri pe 50% din suprafața corpului. În cursul zilei de joi, ea a fost operată, însă astăzi a decedat. Tânăra era din Brăila și locuia în București de 7 ani, unde se angajase la o companie multinațională. De la Spitalul Floreasca vin vești bune. Starea a 2 din cei 3 pacienți aflați la terapie intensivă s-a îmbunătățit ușor. Nu putem să spunem în momentul de față că vor avea neapărat o evoluție corespunzătoare. Pentru o altă persoană, starea este în continuare critică. Deci toți în momentul de față sunt gravi. Au beneficiat în cursul dimineții de astăzi de intervenții chirurgicale. Sunt programate și în zilele următoare. În urma incendiului din 30 octombrie au decedat 26 de persoane, iar pe drum spre spital a mai murit încă una. La 2 săptămâni de la tragedie, au mai pierdut lupta cu moartea alte 28 de victime. Alte aproximativ 150 de persoane au fost rănite și internate în spitale din capitală. Dintre acestea, 37 au fost transferate spre unități sanitare din străinătate, însă 9 au decedat. 3 în Marea Britanie, 1 în Israel, 2 în Olanda, 1 în drum spre Elveția, 1 în Franța și Loredana Dărescu în Germania. În spitale din capitală mai sunt internate 62 de persoane, dintre care 14 în stare critică.